rutiere. De asemenea, o altă critică adusă lui Despescu se referea la șeful direcției de omoruri, Radu Gavriș. Aș vrea să întreb pe colegii mei dacă o avem pe Raluca Dan, jurnalist Sursa Zilei, și o salut pe Raluca. Bună ziua! Vedem dacă avem sunet. Raluca, ne auzi? Da, eu vă aud. Bună ziua! Bun, Raluca, voi ați realizat ieri o cercetare jurnalistică cu privire la acest stan și ați descoperit că a fost angajat al jandarmeriei, că în 2010 a fost transferat direct în poliție fără niciun examen, că a fost șofer... Atenție, a fost transferat la Brigada de Poliție Rutieră. Este foarte dificil pentru un om care a lucrat la jandarmerie și s-a ocupat de paza unor obiective să ajungă polițist la rutieră fără niciun fel de testare, fără un examen prin care să-și demonstreze capacitatea de a lucra la poliția rutieră. Nu avea nicio pregătire pentru poliția rutieră. De ce nu a ales să meargă la ordine publică? Într-adevăr, în acea perioadă, în poliția română exista un deficit de personal. A fost o perioadă în care foarte mulți oameni din jandarmerie au trecut în rândurile poliției, dar au trecut în rândurile poliției la ordine publică sau la poliția judiciară. Cei mai mulți au mers către ordine publică acolo unde aveau competență și nu la poliția rutieră, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Stan. Raluca, de asemenea... Pe de altă parte, nu spun că, tocmai vreau să spun că l-am auzit pe domnul Coarnă mai devreme, nu neg informațiile pe care le are dânsul, dar la fel de bine domnul Coarnă ne spunea aseară că domnul Vornicu vine tot de la jandarmerie. Este absolut greșit. Emanuel René Vornicu este la poliția rutieră din 1990 și nu a fost transferat de la jandarmerie. A fost polițist la rutieră. Bun, dimineața venise informația, Raluca, și anume, doamnelor și domnilor, vedeți pe ecran cum a evoluat profesional suspectul de pedofilie. Ați văzut că în 2010 a ajuns la biroul poliției rutiere, după care a ajuns șofera lui Emanuel Vornicu, șef în cadrul poliției rutiere, și că ultima oară a fost testat psihologic în 2015. Iar Vornicu, care a fost demis în această dimineață, fiind singura măsură luată de Bogdan Despescu pentru care se solicită demiterea, este un polițist înstărit, lucru care de asemenea a fost descoperit cei de la Sursa Zilei. Are 4 terenuri, dintre care 2 în intravilan, are 2 apartamente, are 2 case, are un autoturnus Volkswagen. E interesant, dintr-un salariu de, Raluca, 7500 de lei? Da, 7500 de lei a încasat în ultima perioadă, în ultimul an, din poziția lui de șef de serviciu pe 3 sectoare ale capitalei. Vorbim de sectorul 1, sectorul 2 și sectorul 6. Raluca, aș vrea să te întreb dacă ai ascultat declarația... Mai obținea venituri și din ceva activități agricole, după cum declară dânsul în declarația de avere. Aș vrea să te întreb dacă ai urmărit declarația ministrului Carmen Dan și dacă tu consider că sunt justificate criticile aduse șefului poliției române, de asemenea celorlalți pentru care a avut un mesaj, și anume să facă un pas în spate. Vorbim aici de cei de la Brigada Rutieră care trebuiau să se ocupe de integritatea angajaților și de domnul Radu Gavriș de la omoruri. Cred că sunt justificate în măsura în care acești oameni nu și-au făcut treaba și s-au comportat ca o castă, așa cum ne spunea și purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne ieri, în declarația pe care a transmis-o. Această castă însă, într-adevăr, trebuie să-și cunoască limitele și să nu încalce legea. Problema este că în poliție, după cum văd, istoria se repetă și de-a lungul anilor, de-a lungul ultimilor ani, să spun așa, poate mai bine de 10 ani, casta a funcționat perfect și vedem cu ce consecințe. Cazul acestui polițist nu este singular în poliție, da? Au mai fost cazuri în care polițiști au fost
acuzați inclusiv de viol sau de uciderea unui copil și mă refer la un caz din 2007, parcă este, a fost public cazul dispariției Andrei Șimon la Târgu Mureș și atunci a fost cercetat un polițist, chiar șeful poliției judiciare din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Târgu Mureș pentru că a fost acuzat că ar fi violat-o și ar fi ucis-o pe acea copilă, însă dosarul acela a rămas la parchetul general în stertare, pentru că nu a ajuns niciodată în instanță. Și bineînțeles că acei polițiști, pentru că se presupunea că polițistul respectiv mai avea doi complici, acei polițiști au rămas în funcție. Deși acel domn a aplicat testele poligraf, nu existau, n-au existat nici în acel caz probe suficiente. În cazul de la Târgu Mureș este În cazul de la ireal. Târgu Mureș este un caz foarte vechi. Între timp, procurorul de caz, domnul Marius Foitoș, de la parchetul general care preluase ancheta în acest caz, a ajuns judecător la Înalta Curte. Extraordinar, extraordinar. Doamnelor